Și domnul Roman, pe lângă asta, dacă tot am vorbit despre regele Cioabă, pentru că îl cunosc și pentru că știu ce va fi imediat în direct cu noi. Comunității, pe lângă o dimensiune educațională, seculară, e nevoie și de o dimensiune religioasă. Haideți să recunoaștem, comunitățile religioase pot contribui mult la ameliorarea situației. Chiar și contribuie. Corect. Să știți că chiar și contribuie. Tocmai. De-aia spun. Comunitățile catolice sau ortodoxe ajută comunitățile Roma într-un mod admirabil, prin filantropie, prin generozitate, mai mult în ori decât o face statul. Asta am vrut să spun. Statul este o parte din soluție, dar statul nu este, pentru că sunt un liberal adevărat, nu este singura soluție. Pe lângă stat avem nevoie de entitățile intermediare. Între individ și stat există ONG-uri, există biserici, există comunități care pot sprijini oameni aflați în dificultate. E o campanie susținută din mai multe direcții. Da, asta am spus. Foarte bine.